Bună ziua, stimați telespectatori, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Săptămâna Altfel aici la ȘTV. Ieri a fost Ziua Internațională a Fericirii și nu se putea altfel decât așa, astăzi să fie Ziua Internațională a Poeziei. Iar pentru că mă cunoașteți și poezia înseamnă mult pentru mine, cred că v-ați convins deja de asta. Astăzi vreau să vorbim despre poezie cu poeți. Am invitat, știți, în urmă cu vreo două luni v-am promis că voi aduce în fața dumneavoastră o listă, de fapt, poeții, scriitorii tineri de pe o listă subiectivă a criticului mureșean Alexandru Cistelecan. Astăzi pornim, ar fi trebuit să fie trei în platou, deocamdată avem doar doi. Încep prezentarea cu domnișoara Gabriela Fecioru. Bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit! Și mai cunoscut de-al nostru, Dumitru Mircea Buda, a mai apărut prin știri și prin materiale despre poezie și literatură. Bine ai venit! Bine te-am găsit, Adrian! Așadar, Ziua Internațională a Poeziei. Vorbim despre poezie, vorbim despre poeți. Gabriela Fecioru, de când scrii, în primul rând? Scriu de prin liceu. De ce? Asta e o bună întrebare și în același timp complicată. Complicat de răspuns, de fapt. Cred că drama naște poezie. Părinții mei au divorțat, a fost o perioadă mai zbuciumată așa și mai grea pentru mine și probabil cred că ăla a fost momentul în care ceva s-a aprins acolo. Și am început să scriu din nevoia de a mă descărca într-un fel și reușesc în felul ăsta să-mi pun pe hârtie tot ce mă doare sau tot ce mă bucură sau nu exista o persoană căreia să-i spun și atunci am ales calea asta. E o formă de descătușare și o formă de a comunica tu cu tine însăți? E o formă, da, eu sunt și introvertită, foarte introvertită și e un fel de a, da, de a mă descătușa, de a mă descărca. Am înțeles. Dumitru Mircea Buda, mitruț cunoscut în lumea și literară, dar și lumea universitară. Da, dăm voie să încep, Adrian, prin a-ți mulțumi pentru invitație. Cred că este un lucru extraordinar, faptul că de Ziua Internațională a Poeziei. Ne aflăm într-un studio ȘTV și vorbim despre poezie. Între mine și Elena Gabriela Fecioru e o diferență de o generație. Dacă e și să... totuși sunteți pe aceeași listă. Și totuși suntem pe aceeași listă și totuși această diferență nu pare a fi de nestrăbătut. Nu e o distanță insurmontabilă. Gabriela mi-a fost și studentă și totuși amândoi am avut aceiași profesori. Asta este lucrul aparte pe care vreau să-l evidențiez aici. Ea a terminat română-engleză la Petru Maior anul trecut, eu am terminat în 2004, iată, mai mult de 10 ani diferență, dar există, o generație, cred, clar. Da, da. Există, cred, un soi de cifru extrem de subtil de compatibilitate care se datorează unui anumit spirit emulativ, creator care există aici în școala de literatură din cadrul Universității Petru Maior, care ne unește. Până la urmă ai sesizat înainte de a intra în direct, sunt mai multe doamne și domnișoare în acest moment în zona aceasta. Ai dreptate. Noul val de literatură târgu mureșeană, cum l-a numit criticul Alexandru Cistelecan, este în chip dominant feminin. Dar lucrurile stăteau asemănător și în generația mea. Îmi amintesc că predominau fetele, poetesele, foarte talentate. Însă, pentru că tu ai început cu o întrebare despre menirea poeziei, despre începuturile noastre, sunt niște diferențe, totuși, fiindcă eu am impresia că poezia lor, poezia tinerilor debutanți, care sunt ultimii absolvenți ai universității noastre, e mult mai gravă. E o poezie care se alimentează din angoasă, din dramă interioară, din criză, din distopii, din utopii neîmplinite. Și dacă le vei citi versurile, și e bine că vor să, și citi... O să citească și o să citiți în seara aceasta. Vei vedea că dau o dimensiune catartică, să zicem, poeziei. Ei, vezi, Dumitru Mircea Buda, e motivul pentru care sub numele tău am scris poet, critic literar. Nu vrei să vorbești despre tine, vorbești despre ceilalți. Am să vorbesc și despre Hai, mine. Hai, spune-mi despre tine, te rog.
Eu am început să scriu în timpuri foarte diferite, care pentru ele par un soi de preistorie, de neconceput. Am început să scriu în ultimii ani de comunism, cu entuziasm, versuri encomiastice dedicate lui Ceaușescu și Elenei. Sunt foarte naive, le recitesc și acum cu un amuzament teribil. Așa am început, sigur că nu mă luam în serios. M-am luat foarte în serios în liceu, când versificam pe teme de amor și, în sfârșit, în facultate, am văzut că poezia e ceva mai profund, nu doar ceva mimetic, ceva ce, să zicem, inteligența superficială a copilului imită. Și profesorii mei, revistele în care eram stimulat să publicăm, m-au învățat să dau și eu o dimensiune existențială poeziei. Dar, repet, în generația mea, senzația mea este că poezia era mai mult înclinată spre ludic, spre un fel de performance, de stiluri, de virtualități, decât spre acest tip de trăire extrem de radicală, de confesivitate foarte, foarte, foarte radicală, alimentată din tot ceea ce înseamnă criza interioară, așa cum se întâmplă în cazul lor. Și asta e un lucru care trebuie subliniat. Bun. Și dă valoare poeziei care se scrie. Durere, amor, am reținut și pentru că a susținut Roxana Cotruș, da, o salutăm. Bine că ai ajuns până la urmă. La tine, știu, ai mai fost în platou la noi, poate unii din telespectatori au reținut, dar totuși, la tine, de unde a izvorât poezia? Eu consider că poezia izvorăște din, poate că mă vezi contrazice, din frustrare. Din frustrare, durere, amor, frustrare. Păi amorul e o durere. Poate fi și o durere și o frustrare, până la urmă. De ce nu? Acum se va înțelege că eu scriu numai poezie de dragoste. Ceea ce nu, vorbim de punctul de pornire. Acesta era. E adevărat. Da, eu îmi extrag, nu știu, inspirația din frustrare, din durere, din viață, până la urmă. De când scrii? Aoleu, cred că asta e cea mai grea întrebare. Chiar vorbeam cu domnul Dumitru Budă la un moment dat. Nu știu de când scriu, din totdeauna, dacă stați să mă întrebați. Nu știu de când scriu poezie. Deci scriu din totdeauna. Mi-aduc aminte că în perioada liceului, spre exemplu, în adolescență, am tot felul de pseudo-jurnale prin toate genele pe care le găseam prin casă. E bineînțeles că acele erau mai degrabă niște gânduri, nici de cum poeme. Și acolo îmi vărsam eu toată durerea, toată frustrarea și ajungeam să le citesc luni de zile mai târziu și îmi dădeam seama că erau niște scrieri lamentabile din toate punctele de vedere. Și ca temă, dar și ca, nu știu, forță estetică. N-aveau nimic. Deși pentru noi de multe ori poezia nu înseamnă decât un mod de a fi, practic suntem noi, cei care sunt deasupra noastră și au hotărât că astăzi este Ziua Internațională a Poeziei, au spus că poezia este cea care, unul din elementele care ajută la devenirea și la construirea umanității. Ce înseamnă pentru voi poezia? Elena. Elena Gabriela. Da. Ce înseamnă poezia? Înseamnă reușita în pofida, să zic așa, ratării. Am vrut să dau la facultatea de arte teatrale și n-am reușit, din mai multe motive, în fine, n-are rost să le evoc acum, dar am reușit pe partea de literatură. Ce înseamnă pentru mine poezia? Înseamnă, cum am mai spus, o descărcare a emoțiilor, fie ele pozitive, fie ele negative, dar de cele mai multe ori negative. Și a devenit pentru mine un mod de a trăi, între ghilimele. De ce spun asta? Că a fost o perioadă în care nu am scris deloc. Acum, 2-3 luni, pentru că n-am avut cum, am avut, mă rog, niște probleme și nici timp n-am avut și mi-am dat seama că am nevoie de un alt timp în care să pot să scriu, în care să pot să pun pe hârtie ceea ce am în suflet. Pentru că poezia, cineva m-a întrebat, dar cum scrii poezie? Îți vine așa, dintr-o dată îți vine și scrii pur și simplu? Zic, nu știu să explic lucrul ăsta. Pur și simplu simt că trebuie să scriu în momentul ăla. Pentru cine scrii?
E a doua întrebare și o să o pun fiecăruia dintre voi. În primul rând, scriu pentru mine. Sigur că îmi doresc să mă citească lumea, dar în prima fază scriu pentru mine, pentru a-mi așterne pe hârtie emoțiile, gândurile, sentimentele, trăirile. Și nu mă gândesc niciodată, da, cineva o să mă citească sau pentru că asta ar însemna să mă autocenzurez în secunda aia. Nu, scriu pentru mine în primul și în primul rând. Dumnezeu nu ești Buddha, pentru cine scrii, iar după aceea ce înseamnă ceea ce scrii, adică poezia pentru tine? Adrian, vii cu întrebări foarte dificile, întrebări fundamentale. Dacă erau chiar atât de simple, nu mai eram aici. Despre care se scriu cărți, nu? Despre care se scriu tratate și tot nu se ajunge la o soluție. Știi cum? E o listă subiectivă a scriitorilor din nou val, așa că totul este subiectiv. Până la urmă și poezia este subiectivă. Nu știu, poezia e categoric o realitate, o realitate alternativă. E o lume categoric alternativă acestea cotidiană în care trăim zi de zi, dar oricum e o realitate numai puțin autentică decât aceasta, de aceea și spun realitate. E o lume la fel de adevărată, de fapt. Și am ajuns să o percep, sigur, scriind și eseu și scriind despre poezie, drept o formă de libertate. Cred că e cea mai bună definiție, că este forma de libertate cea mai plină de sens, să zicem, pentru spiritul uman. Și tu scrii poezie și știi foarte bine că, de fapt, acolo, în poeme, nu are importanță dacă ele au valoare extraordinară, estetică, dacă vor supraviețui în timp, dacă vom întruni consensul criticii de peste 10 ani prin ele. Dar acolo, în acele poeme, există o formă de descătușare interioară fabuloasă, în limbaj, în imaginar, și cred că asta vânăm, de fapt. De asta suntem dependenți și comitem poeme, fiindcă asta căutăm, acea formă de libertate. Pentru cine le comitem? Da, asta e o altă întrebare dificilă. Ai Elena vorbit de critici de peste 10 ani. Elena sugera că scrie doar pentru ea. Nu există. Dar a recunoscut ceva. Că vrea să fie citită. E adevărat. Deci nu e doar pentru ea. Da, mulți poeți au tentația de a spune nu mă interesează publicul, nu scriu doar pentru mine. E fals. De fapt, poezia e și o formă de eu știu, a-ți trata nu numai frustrările, nu numai speranțele, nu numai idealurile, de a face suportabile anumite crize, ci și de a verifica orgolios în ce măsură poți fi seducător, în ce măsură produci o reacție în public, în ce măsură poți fi adulat sau dimpotrivă urât, disprețuit. Deci cred că scriem din același motiv pentru care socializăm, cred că scriem din același motiv pentru care postăm pe rețele de socializare, ca să ne verificăm orgolioși abilitatea de a genera reacții. Deci da, cred că scriu pentru cineva anume. N-am un cititor ideal în minte atunci când scriu. Când scriu eseuri, da. Cititorul ideal e unul dintre profesorii mei care e undeva în mintea mea tot timpul și îmi imaginez ce va spune când va citi fraza asta. Va spune că e bună, e ceva profund acolo sau dimpotrivă. Când scriu poezie, nu mă gândesc la un cititor anume, dar sigur că proiectez mereu asupra unui public imaginar poemul. Deci nu ți-am răspuns concret. Roxana Cotruș, te știi mai precis care e publicul tău țintă? Să începem cu asta? Nu știu care e publicul meu țintă, dar e clar că nu scriu doar pentru mine. Inițial am avut aceeași senzație până să împărtășesc ceea ce am scris și mi-am dat seama că ceea ce am pus eu pe hârtie mi-a fost util uneia sau altuia, nu știu. Am primit cum? Și în vremurile ancestrale, cei care doineau ciobanii pe vârf de munte nu o făceau doar pentru exact. Ei. Vroiau să fie auziți și ei, că dacă nu ar fi doinit în șoaptă. Așa e. Dar consider că scriem pentru cineva și o dovadă de ipocrizie că scriem doar pentru noi, că atunci foarte bine, dacă ar fi fost doar așa, nu ne-am fi aflat în momentul ăsta aici, n-ar fi știut nimeni că scriem. E clar că vrem să fim auziți, vrem să fim citiți. Și la cealaltă întrebare să-ți răspund, la ceea ce înseamnă, poezia pentru mine. Da. Poezia pentru mine cred că înseamnă salvare, în același timp un fel de amortizare anumitor trăiri exacerbate. Și în același timp domnul profesor, că mi-a fost profesor, a zis foarte bine, poezia este o realitate,
Eu consider că e o realitate paralelă care, într-un anumit punct, ajunge să se intersecteze cu realitatea noastră. E ceea ce nu putem face sau nu putem trăi în lumea reală? E ceea ce... Sau e ceea ce suntem, de fapt, și nu poate să ne vadă? Asta e o bună întrebare. Asta e o bună întrebare. Cred că e ceea ce suntem și ceea ce nu putem să facem în lumea în care suntem. Înainte de a vă ruga să citiți din poemele voastre, mai am o întrebare și încep cu Roxana legat de aceea. Din ce te inspiri? Care e muza ta? Pentru că nu avem un masculin. Nu-l știu eu pentru muză. Muz. E discriminatoriu limbajul. E să știți. Am avut, apropo de termenul acesta, am avut o problemă. Chiar domnul Ciselecan mi-a ridicat-o. Cine e muzul tău? Se știe foarte bine că, păi se știe foarte bine că în volumul pe care tocmai l-am lansat, cum l-am numit, nu mai știu, sursa mea inspirațională, să zicem așa, este tatăl meu. Nu pot să spun muză. Se știe că el este factorul sau, nu știu, sursa de unde îmi extrag eu acest avânt, elan. Dar pe parcurs am început să jonglez și cu alte surse. Nu știu, viața în general. Nu am un muz sau o muză anume. Poate că eu sunt muza mea. Suntem egocentrici până la urmă. Și suntem construiți. Dumitru Mircea Buda. Da, revin. Se vede deja din câteva răspunsuri date întrebărilor tale că sunt diferențe sensibile între noi. Da. Cine v-a pus pe lista mea, v-a pus să știi bine. Să știi că muza pentru mine a fost una mult mai livrescă. A fost poate chiar poezia la început. Adică trăiam în anul întâi de liceu și în anul întâi de facultate. Erai îndrăgostit de poezie, că ți-era frică să fii îndrăgostit de altcineva. Nu neapărat. Eram fascinat, dacă vrei. Trăiam într-o fascinație a livrescului, a formelor poeziei. De fapt, cred că toți eram cărtărișcieni prin 2004, din generația mea, vreau să spun. Cel mai bun, mare poem, cea mai bună carte de poezie a generației mele a dat-o Crista Bilciu, pe care tu o cunoști fără îndoială. Și este un fel de Levantul scris la feminin și plasat într-un Târgu Mureș virtual a studenției. E fabulos poemul, dar este o epopee parodică a formelor literaturii, în primul rând. Nu înseamnă că nu are un substrat tragic. El are, dar nu este atât de exibat și nu este fundamental cum e în cazul lor. Deci, da, prima mea muză a fost chiar poezia. Istoria ei, formele ei. Am visat să fiu un Cărtărescu și eu, ca toți ceilalți. Sigur că nu se putea, era o utopie. Dar asta era fascinant, să lucrez cu stilurile, cu limbajul. Timpul lucrează pentru tine. Până acolo, ceea ce spun acum, era în anul întâi de facultate și mai întâi în anul întâi de liceu. După aceea am înțeles și eu că poezia e un foarte bun conducător, dar și un foarte bun tratament, un soi, aproape un panaceu pentru ființă. Și, mă rog, am început să scriu din ceea ce mă angoasa, din ceea ce mi se părea depresiv sau din ceea ce chiar mă trimitea spre zone mai întunecate, să zicem. Un fel de emo al zilelor tale. Acum n-aș zice chiar emo, dar înspre atitudinea aceea de deci un fel de tristețe. Nu prea aveam de ce să fiu trist și de-aia cred că, de fapt, nu eram foarte autentic nici în poeziile acelea. Dar înspre așa ceva a mers. Iar acum n-am scris foarte mult timp. N-am mai scris poezia de vreo 10 ani. Însă, într-adevăr, am rescris un grupaj destul de consistent din care am să încep să public câte ceva în ultimul an. Și n-aș putea să spun de ce m-am întors la poezie, dar m-am întors la ea într-un mod destul de diferit față de cum o înțelegeam. Probabil că acum chiar e nevoie de ea în viața mea. Să-ți spun de ce și trecem la Gabriela. Întotdeauna prima iubire e cea la care te întorci. Spune o vorbă. Gabriela. Da, apropo de iubire. Muza, muza mea a fost un băiat, muza mea. Muzul meu. Ca să zic așa. Și chiar eram curioasă să zic, acum că ne-am despărțit, să vezi că nu mai scriu poezie. Oare mai scriu? Și totuși, da, am continuat să scriu poezie.
Ceea ce demonstrează că nu există o singură muză sau muza aia, dacă se duce, gata, nu mai scrii, punct, și cu asta am terminat. Nu. În continuare, nu știu, în momentul ăsta n-am o muză. Nu am, să zic, mă inspiră cineva anume sau... scriu din ceea ce observ în jurul meu, din ceea ce trăiesc eu, citesc anumite cărți, poate, care mă inspiră și atunci am o altă perspectivă, scriu altfel sau încerc. Practic, în momentul de față, nu mi se pare că aș avea un stil și atunci încerc să găsesc unul. Nu am, în momentul de față, o muză care să mă inspire, ci pur și simplu scriu din ceea ce văd, observ în jurul meu, din viața. Da, concluzia este că scriem cam despre noi, ce trăim, ce simțim, că atunci suntem originali, atunci suntem noi. Dacă, da. Dacă luăm gândurile și imaginile altora, nu facem nimic cu ele. Bun, e momentul în care, dacă e Ziua Internațională a Poeziei, nu ești de acord cu mine. Le trăim și atunci am văzut că ești din cap, dar și atunci devin gândurile noastre, imaginile noastre. Nu, mă gândeam la faptul că poate că, nu știu, inducem în eroare telespectatorii. Poezia nu e doar sentiment și nu e doar trăire. Pentru a scrie poezie nu e de ajuns să suferi și să te plângi și să fii frustrat. E și imagine. E și imagine și bănuiesc că este și o experiență a lecturii până la urmă. Adică și asta te influențează, nu e de ajuns să suferi și să scrii poezie. Asta nu ajută la nimic, pur și simplu poate... Vis-a-vis de ce zice Roxana, chiar am observat că dacă nu mai citesc un timp, poezia mea e mult mai săracă. Da, vorbim aici de vocabular până la urmă și imaginile luate din lecturi. Da. Da. Trecem la lectură, da? Da. E Ziua Internațională a Poeziei. Aș începe cu Dumitru Mircea Buda, dar nu îmi pot permite, așa că încep cu Gabriela Fecioru. Pe Roxana o las la final pentru că am mai citit în platoul Știi TV. Da, ele sunt poezii inedite, nu sunt publicate nicăieri, cu toate că eu am mai publicat în Vatra, în Discobolul, în Familia. Acestea nu sunt publicate. O să încep cu o poezie care se numește Frica și în paranteză am pus numărul 3, că e a treia poezie care se numește Frica. Nu e a treia frica. Mai am alte două frici, între ghilimele, da, două poezii care se numesc tot așa. Frica. De fiecare dată când întind brațele, îmi imaginez că sunt un fluture care încearcă prima dată zborul fără însoțitor. Deasupra străzilor mai sunt și alte viețuitoare care îmi spun glume, râd cum n-am mai râs. Ce bine-i când fără pași ajungi oriunde. Cei pe care îi zdrobeam seara cu palmele, de fapt, sunt tare simpatici. Mă pun și la masă. Aș rămâne aici în familia țânțarilor. Mă uit la ceas, e târziu. Batem din aripi și rostim un salut ca între insecte. Se duc înăuntru. Eu plec din fața casei lor, scriind în gând un poem. Pe drum, aud în urma mea cum se grăbesc cei care vor să mă prindă în pumn. O altă poezie se numește Împrumut. De un timp trăiesc într-o peșteră, aici am vecini zburdalnici. Ei urlă, uneori urlu și eu, câteodată prin pereți își scot o mână sau două, să-mi șteargă lacrimile ori să ia ceva de pe masă. Ne ajutăm reciproc, teribil ne-am distrat când i-am îmbrăcat scheletul lui Angel cu pielea mea. A început de bucurie să-și miște picioarele slăbănoage, nu-l mai puteam opri. Afară lupii își înfășcau ultimele bucăți de carne. Bufnițele săreau de pe o creangă pe alta, vântul tăia ca un fierăstrău. Angel mă întreabă dacă mi-e frig. De fapt, mi-au înghețat toate simțurile, provizoriu. Poezie fără titlu. Tocmai am înmormântat vocea ta în trupul meu, fixez ceasul la ora 7, îi scot bateriile, am oprit cu mâinile mele timpul. Ce se va întâmpla de acum înainte nu poate fi cronometrat. Asta înseamnă și că voi avea veșnic 22 de ani. Iluzii. Îmbrac hainele pe care le-am ales ieri de la second hand și ies pe stradă. Câțiva puști mai tineri ca mine își aprind câte 3 țigări deodată. Urc în autobuzul 26 din capătul aleii. O fată slabă, tremură de fric. Băieții râd de ea. Văd negru și garoafe acoperind gura ta frumoasă și inertă pe care aș vrea-o iar vie. Vie. Vie.
În unele nopți ansamblez roboței sau tractorașe. Rar alcătuiesc un puzzle cu imagini ale vieții mele trecute. Încă mă mai ascund sub pat, purtând casca de minera tatălui meu. Încă scot cărbun de acolo. Iar în 4 ani și îl strig în fața ușii de la baie. Tati, ce faci acolo? Tati, de ce nu mai ieși? Tati, hai să ne jucăm! Și încă una. Tot fără titlu. Acum iubesc cu intensitatea cu care tigrul își înfige colții în victima sa, trup din trupul meu. Dintre toți oamenii care au fost aici, au mai rămas câteva umbre cu care mă joc noaptea pe pereți. Ne jucăm frumos ca atunci când eram copii, până când eu cad, mă lovesc și fug la mama. Gabriela Feciorul, mulțumesc. Dumitru Mircea Budă. Depresie. Mereu același sentiment chinuitor, aceeași obsesie de care nu poți scăpa. Nimic nu-ți aparține, de fapt. Viața trece prin tine și nu rămâne nimic. Lumea cu obiecte, cu oameni, cuvinte, realitatea holografică, virtuală, se derulează cu precizia unui program sofisticat pe monitorul tridimensional al unui computer. Nimic nu e întâmplător și nimic nu-ți aparține. Nu există cu adevărat decât ceea ce-ți lipsește, ceea ce ai pierdut și regreți. Vocea muzicală a bunicii povestindu-ți despre trenurile cu soldați din anii războiului, mâna ei noduroasă și caldă mângâindu-ți părul, gustul dulceag al merelor uscate de ea. Există cu adevărat doar acele după-amieze de iarnă, când zăpada de sub geam avea inflexiuni mov și mașinile se împotmoleau claxonând. Există numai glasurile părinților tăi sub pomul de Crăciun, zâmbetele lor și toate jucăriile din cutii, mașinuțele chinezești, indienii de plastic, trenulețul electric, abțibildurile și cărțile cu povești. Nu poți avea nimic din ceea ce există și nimic din ce ai acum nu există de fapt. Numai amintirile sunt adevărate. Fracțiunile vieții devin reale numai după ce trec și nu-ți mai aparțin. Flash existence. Ce minunat să te pătrundă vinovăția intrând prin porii sălbăticiți ai pielii într-o după-amiază toridă, undeva sub piciorul umbros al unui fost pod de fostă capitală, a unui fost imperiu despre care ai învățat pe de rost fraze fără noimă dintr-un manual comunist. Are you interested in a sex show, sir? Can I recommend our new Thai massage therapy? Pe Vațiuța, mulțimea amorfă de turiști e mursecată de febrele trupului. Văzută de sus, palpită, convulsiv, ca o amebă. Dincolo, palate sfretelesc încă găuri, incerte în orizontul decupat de lasere, culori primare și sigle proiectate subliminal. Un abur cleios, halucinogen, chimeric. Poem despre teroare. O, cum naivitatea înflorește în cele mai neînsemnate detalii, ca o gură însângerată sau ca o fiară, ascunsă în trupul blănos al unui câine de munte. Și numai decât mă pomenesc dezgolit, mai întâi cu tandrețe, apoi sfâșiat cu metodă atroce și neîndurător, din lăuntru spre afară, de propria ignoranță. Șovăielnice cuvintele se împleticesc într-un frison de moarte, condamnate dinainte de a se rosti, schiloade, neputincioase, grăvindu-se să se dizolve în spărtura căscată între cuvinte. Și ultimul poem, Elegia obiectelor. Sunt spații în memorie unde și cele mai neînsemnate obiecte vorbesc despre ea. Un parc pustiu în fața universității, vitrina plină de reclame a unui magazin. Spații care se încâlcesc și se înverșunează atunci când închid ochii, formând hărți indescifrabile, palimpseste, unde traiectoria matematică a gesturilor se descompune după algoritmuri obscure. Ca în A Beautiful Mind, detaliile se fragmentează în silabe și fragmentele sunt iluminate aleator, fără oprire, fără logică și fără vreun sens. O hierofanie adânc camuflată în real, ea trece prin obiecte cu forța unei descărcări electrice. Mulțumesc, Roxana Cotruș. Dacă... Trebuie să-ți recuperezi volumul. Da. am să vă citesc un poem din volumul pe care l-am lăsat în decembrie. Se numește Incursiune biografică. Din povești am auzit că mai duce la concerte, că m-a învățat să citesc poezie expresiv, că a merge împreună la zoo,
că te-ai uitat peste exercițiile mele de la mate, că ai venit să mă scoți de la școală, că ai participat la vernisajele organizate în fiecare an cu școala și la festivități, că m-ai fi făcut pianistă, chitaristă, balerină, avocat, că mi-ai plătit studii în străinătate, că nu m-ai lăsat până târziu în oraș, că mi-ai cunoaște iubitul și ai strâmbat din nas, că de ziua mea mi-ai dat bani să ies în oraș. Din realitate, am dedus că merg des la concerte, că am fost la zoo, prima dată după ce m-a dus mama la Sovata și am văzut un urs împăiat, să mă asigur că am înviat. N-avea niciun ștrang legat de gât. Că frata mea o să uită peste exercițiile de la mate, că sunt marfă de schimb între frate meu și sora mea când ies de la școală, că pictând am fost pe felie cu mulți, că am fost cea mai băiețoasă din curtea școlii, că voiam să mă fac caratistă, nu balerină, că statul îmi plătește studiile și mi-a și dat de vreo două concerte și câteva beri pe lună, că nu stau până târziu în oraș, decât rar, până cunosc iubitul, ca apoi să strâmb din nas, că de ziua mea, de 4 ani încoace, ascult timpuri noi. Iar acum am să citesc un poem de pe hârtie, să demonstrez că scriu și de mână. Mi-ai reproșat lucrul acesta. Asta apropo ce am vorbit în emisiunea anterioară. Acum, doamna, aștept să și înțeleg ceea ce am scris, asta e problema. Poemul se numește Domnișoare Popescu. Mă supraapreciez, crezând că mi-aș dori să te înțeleg până la contopirea sufletelor. Așa cum intră purul în buretele de vase. Să te ascult ore întregi, apoi să mă transform din aparenta poziție de lezată în psiholog. După alte două ceasuri, un prezicător, ba chiar profet, să te umflu ca pe a cincea roată de rezervă. Să te mai petecesc pe unde e cazul și simultan să-ți relatez o poveste de săptămâna viitoare în care îl vei întâlni pe unul fix ca acesta, numai că în varianta lui reușită. Și vrei să te iubesc, precum ar face o soră de suferință. Și nu vei mai fi amanta noastră. Am rămas singura în prezența căreia se puteau sincroniza sucul de mere băut cu paiul, autobuzele parcate sau trecânde, plasele din rafie ale femeilor la senectute, trolerele gagicilor, rucsacurile tinerilor, poveștile universitare și ale acelora care se însoară sau se mărită și fac copii. Cu autogara la minus câteva grade Celsius. Eu sunt parte abrazivă. Netezesc până mă asigur că nu mai rămân decât eu, gesticulând și sărind de pe călcâie pe vârfuri, întreținând un dragul interlocutor, timp în care mișc umerii în ritmul unei melodii ascultate de dimineață, autobuse, plase din rafie, povești cu cei ce se mărită sau se însoară și fac copii, rucsacuri, trolere și 200 de mililitri de suc de mere, plus tu, minus o domnișoară vârâtă într-o parte inactivă a minții mele, folosită pentru experimente, REM, după care cafea. Și aici am să închei lectura. Mulțumesc, Roxana Cotruș. Și eu mulțumesc. Concluzia mea e că ați ilustrat perfect cu ceea ce ați citit, ceea ce ați spus înaintea lecturii. Suntem în finalul emisiunii și aș vrea să vă întreb, oare până când credeți că se va mai scrie poezie? Nu o să o fac și o să vă întreb ce așteptați voi de la poezie. Gabriela. Ce așteptăm noi de la poezie? Ce întrebare grea! Asta e pentru final. Toate au fost la fel. Asta e pentru final. Nu știu să răspund, dar răspund altfel. Ce aștept de la mine în legătură cu poezia? Spune. Aștept să scriu poezie exact așa cum respir. Să scriu poezie la fel de bine cum cânt la chitară. Să scriu poezie nu eram pregătită pentru întrebările astea. Se vede, da? Bun, mulțumesc. Dumitru Mircea Buda. Da, era mai simplu de răspuns la prima ta întrebare. La mine întrebările nu sunt pe foaie. Da. Ce aștept de la poezie? Mi-ar plăcea să se citească mai mult. Deși adevărul este că poezia întotdeauna a fost un domeniu al unei caste mai însingurate, să zicem, a unei elite. Și dacă întrebăm, toată lumea citește poezie. Mi-ar plăcea să se citească mai mult. Și să aibă un sens
social mai puternic poezia, să aibă capacitatea de a schimba mai mult în lumea care ne înconjoară. A spus Roxana mai devreme că a realizat că un poem al ei a produs un efect în cineva, a ajutat pe altcineva. Asta e un lucru fabulos. Aș vrea să lucreze poezia mai eficient în lumea de astăzi. Să spargă sâmburii de conflict, să distrugă tensiunile în comunități, în general în lume, da? Ăsta e sensul Zilei Internaționale a Poeziei, mm-hmm. care coincide cu echinocțiul de primăvară, da? Să producă toleranță și la o zi de ziua fericirii. Da. Nu? Asta ar fi extraordinar. Să reușim în sfârșit să regăsim poezia ca un liant, da? Și ca un factor până la urmă de echilibru social, de armonie. Și nu doar, deci să nu mai ținem doar în această ipostază, în turnul de filder, să zicem, al câtorva cititori împătimiți. Sigur, nu vreau să spun prin asta că poezia ar trebui să devină o experiență trivială, ar trebui să devină populară, populistă. Nu mă gândesc la stadioanele de poezie ale lui Păunescu. Aici e o altă temă care ar trebui să o discutăm separat și în amănunt. Ce e poezia în ziua de astăzi? Roxana, ultimul cuvânt. Ce aștept eu de la poezie? Ai venit mai târziu, ultima asta pui este. Punctul. Da, mă resemnez. Punctul pe poezie. De la poezie. Păi de la poezie aștept să, nu știu, să salveze, să amortizeze. Apropo de ce am spus eu la început. Și nu e întâmplător faptul, data trecută mi-ai spus că astăzi, în zilele noastre, se scrie foarte multă poezie. Sunt foarte mulți poeți. Eu zic că nu e întâmplător momentul. Și nu e întâmplător lucrul acesta, că sunt foarte mulți poeți care scriu. Trăim niște vremuri nu tocmai limpezi, tulburătoare din punct de vedere social, că a ridicat această problemă și domnul Dumitru Buda. Și cred că acolo e răspunsul. Cred că până la urmă poezia trebuie să salveze, să ne aline sufletele. Eu aștept de la poezie să aibă un efect terapeutic. Fie personal, fie social. Da. Mulțumesc tare mult. Am zâmbit în timp ce vorbeai pentru că mi-a venit în minte o imagine, aceea șobolanilor din mină care încep să fugă înainte de a se prăbuși galeria. Ei, așa, asta e imaginea pe care mi-ai transmis-o vorbind acum de poezia care o scriu tot mai mult sau o citesc, începe să fie citită de tot mai multă lume. Poate că ar trebui să fie un semnal eu pentru așa spun. Ceilalți. Vă mulțumesc tare mult pentru prezență. Sper că a fost o plăcere pentru telespectatorii mei să fiți în platou. Sper că au pătruns și au înțeles mesajele transmise de voi și că ne vom mai revedea și cu altă ocazie. Mulțumim frumos! A fost Gabriela Feciorul, Dumitru Mircea Buda și Roxana Cotruș. Stimați telespectatori, lista subiectivă a criticului literar Alexandru Cistelecan va continua la Știi TV. Peste două săptămâni, probabil, vom avea o altă întâlnire cu poezia. Până atunci nu rămâne decât să vă doresc toate cele bune, să vă dau o întâlnire miercuri la o emisiune pe subiecte politico-administrative. Dacă plecați, spunea un confrate mai vârstnic, nici nu știți ce pierdeți. Deci miercuri stați aproape și dați pe Știi TV. Până atunci, numai bine!